De aceea vă rog să dăm citire ordinii de zi a ședinței ordinare din data de azi. Și să trecem la primul punct. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 26-8-2021. O aveți dumneavoastră în față, cred că ați analizat-o, ne-a trimis-o și domnul secretar pe adresele astea de socializare, e-mail-uri. Dacă aveți ceva de adăugat sau să punem la vot. Cine este pentru? Da, în unanimitate, domnul secretar. Deci ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 29-7-2021. Dacă are cineva de adăugat la acest proces verbal, care am avut în ședința ordinară, domnul secretar l-a pus și pe e-mail și cred că l-ați văzut și dumneavoastră, care ați fost, deci a fost prezent toți și în ședința trecută. Dacă are cineva de adăugat la acest proces verbal? Dacă nu, cine este pentru? Înțeleg că... Puneți, domnul secretar. Totuși se umple la registrare și se șterg unele discuții. Suntem o ședință grav, dacă suntem la așa ceva. După azi. Cine își asumă răspundere pentru că se umblă la aceste registrări și se șterg? Adică să rămână numai cei ce ne convinge sau cum? Sau ne creăm o imagine, ne construim o imagine pe seama altora. Dacă se face așa, deci s-o atras atenția odată de către cei de la, sau de două ori, cei colegi de la USR, văd că se continuă și să șterg unele pasaje, unele discuții. Dacă este vinovat domnul primar, ar trebui să-și ceară scuze de la alegători. Dacă este vinovat firma care înregistrează, nu trebuie să-și dea demisia din PNL, dar, în schimb, trebuie să renunțe la contract. Asta ar fi un aspect. Al doilea aspect ar fi că s-a spus de la început că putem noi să rezolvăm această problemă cu mijloacele pe care le avem, că avem mijloace de înregistrare, dar nu știu de ce nu s-a vrut. Mai mult de atât, sunt foarte multe probleme care se pot rezolva în interior cu echipele care le avem noi. Vorbesc de muncitorii care avem să întotdeauna să evite chestia asta și să apelează la firme. Pentru că, na, bugetul este așa cum este. Destul de micuț, vrem să facem multe, dar nu ne aplecăm să vedem că avem și în propria curte oameni care poate să rezolve unele probleme. În ultimele mele mandate am rezolvat multe, multe probleme cu aceeași echipă care este și acum în primărie. Acum nu se vrea sau nu știu ce. Dar mă întorc la ceea ce discuția de acum. Și spun că am fi avut cele necesare pentru a realiza noi aceste înregistrări. Nu sunt din coste, nu știu cât costă, nu știu cum s-a făcut achiziția, dar sunt sigur că costă niște bănuți. Și nu știu de ce s-a vrut așa. Când nu avem mijloacele necesare ca să facem înregistrarea. Deci, probabil că un funcționar de-al interior era, nu putea să accepte ca să curăță și să știe ce se vrea. Dar domnul acceptă așa ceva sau chiar dumnealui vine cu inițiativa? Da, ce societate, dați voi, societate, domnul... Ce societate suntem, domnul? Haideți să lăsăm. Domnul primar, eu nu am, habar și acum aflu și nu cred că s-a tăiat absolut nimic din aceste ședințe. Poate, eu da. Știu... Dacă doriți, vă arătăm fiecare ședință, minutul și secunda când s-a tăiat. Că avem, da? Acasă o înregistrare, chiar avem o... Bun. Dacă asta eu acum,
Eu acum, să știți că n-am, chiar pur și simplu nu m-am uitat și n-am vizionat. Da, este probabil scăparea mea, dar eu vă asigur, pentru că nu se va mai tăia nimic, aceste, mie nu mi-o reproșa, mă rog, nimeni aflu acum, și eu vă promit, da, am înțeles, domnul Orgaș, vă promit că nu se va mai tăia absolut nimic. Ceea ce vizează, ceea ce a spus dumneavoastră că trebuia făcut cu surse și cu, mă rog, cu aparatura proprie din dotare, nu cred că cineva, eu știu, putea să filme. Merge așa profesional și cererea a fost supusă și a aprobat printr-o hotărâre, nu? Așa mi-amintesc foarte bine, printr-o hotărâre din Consiliu. Dumneavoastră ați aprobat, domnilor consilieri, filmarea acestor ședințe și postarea lor, nu pot să transmit, că ne-ar costa foarte mult, ceea ce a cerut USR-ul, să putem transmite online. Adică e pur și simplu, acum să ne, mă rog, să ne logăm la un post sau direct pe net și să transmitim. Se poate face live pe Facebook, direct. Bun. Și atunci suntem și sigur că se transmite tot. Bun, atunci uite, am să analizez și problema asta. Facebook-ul e absurd, de sigur am informare. Facebook-ul ăsta este foarte... Am dat doar o sută. Da, că vin la timp și reușim, pentru că trebuie să avem de asemenea regulamentul în protecția datelor. Da, da. Știți? Pentru că rețelele astea socializate, chiar ca să se discute și prima stelea acum mai nou. Grupurile astea nu au observat. Deci, am înțeles, am aflat. Eu, dacă vreți, cumva, e adevărat, în numele firmei, o să încerc scuze dacă s-a făcut chestia asta, eu nu am știut, nu e nicio problemă, n-am vrut să ascundem, domnul Săcăleanu, n-am vrut să ascundem absolut nimic, nici să scoatem în evidență primarul sau viceprimarul sau, eu știu, cuvântul domnului oricărui consilier și să vă tăiem pe dumneavoastră. Eu nu cred că n-am încercat nimic chestia. Dacă s-a făcut, uite, poftim, eu îmi cer scuze. Da, eu nu am știut. Când s-a discutat problema asta cu consilierii, eu cred că nu eram la ședința aceea, dar s-a informat consilierii că nu avem aparatură necesară de a rezolva această problemă. Nu s-a informat. Consilierii nu aveau de unde să știe acest aspect. Știam eu și domnul Postovici și poate încă vreun consilier, dar ceilalți nu știau. Și aparatură avem, domnul Funic? Avem o cameră de filmat și un aparat de, probabil, de fotografiat. Nu știu, vreți? Nu e nicio problemă. Dacă dumneavoastră hotărâți, stop, dacă dumneavoastră hotărâți să facem diferite poze, eu știu, fotografii sau o înregistrare de asta, dar nu am nimic cu firma, eu am zis, la propunerea camerei, la propunerea USR-ului și eu, în campanii, știți prea bine că am susținut această chestie ca să nu ne mai fie și dubii. Susțin, și, da? Și dumneavoastră o susținem. Dar am spus că trebuia ceva altfel. N-ați spus că nu sunt de acord cu așa ceva. Deci, da. Trebuie să... Bun, atunci, da. Eu zic că nu e nicio problemă. Da, domnule, să spun și eu. Toată lumea a fost de acord cu aceste ședințe să fie publice și, desigur, cuvântul fie... Hai să nu devalgăm discuția. Deci, eu n-am spus că nu sunt de acord cu așa ceva. Am spus de ce se taie din ședințe și de ce nu folosim mijloacele proprii. Dacă aveți răbdare, deci asta voiam să spun. Dacă aveți răbdare. Domnul Narabana, la fel o înțeles sau o luat-o pe altă? Nu am luat-o, eu v-am spus. Păi am fost de acord. N-am spus că nu sunt de acord. Da, înțeleagă. Am fost de acord, deci, cu toții am achizat la această idee. Și, desigur, e benefică pentru că ședința, dacă este publică, nu e niciun fel de secret. Cetățeanul trebuie să o afle, inclusiv noi să vedem cum au fost cuprinse cuvintele noastre, pentru că e posibil în procesul verbal să fie anotat altcumva și, apelând la ceea ce este înregistrat, adevărul va ieși la iveală. Eu, acum, cum să vă zic, firma, dacă e profesionistă, știe ce are de făcut și le poate face de așa manieră încât să fie cap-coadă, fără anumite chestiuni, doar atunci când noi, consilierii, propunem secunda aia stop, în rest totul să fie înregistrat. Dar știți dumneavoastră că au mai fost niște sincope cu domnii care înregistrau, când o venit cineva, când s-a întâmplat nu știu ce cu o cameră, o venit, poate în secundele alea, probabil s-o fi întâmplat așa ceva, zic eu, ca un motiv. Că nu cred că cineva ar fi avut interes ca să facă anumite ștersături prin cuvântul pe care l-a luat în ședință.
la noi, la Consiliul Local. Nu știu dacă este o persoană potrivită, pregătită suficient ca să poată să facă o înregistrare așa cum trebuie făcută, difuzată așa cum trebuie difuzată. Și zicem că, dacă am zis la început că suntem de acord cu această firmă care să vină să realizeze taman pentru acuratețe și pentru corectitudine, să mergem așa. Dacă mai târziu constatăm noi, cei, că sunt persoane care și avem aparatura necesară, putem reveni la locomanda, tot printr-o hotărâre și am terminat discuția. Acum, nu mai știu, probabil că o fi fost ceva poate mai delicat, sau ceva care poate domnul Săgăleanu li s-a ofensat, poate a avut o anumită speță pe care o propus-o sau o zis-o și probabil că n-a fost refuzată sau înregistrată. E posibil. Și eu m-aș fi supărat, poate, dacă era o asemenea circunstanță. Hai să vă zic eu că am urmărit ședințele și online. A spus că aveți înregistrat ceva și minutele, da. Am și minutele unde să... Și ce anume? Cum? Când se omite sau se, nu se înregistrează, se, nu se înregistrează câte un paragraf întreg. Da. Anume, domnul Porcărașu, ce? Eu asta așteptam. Deci, la ședința trecută, ce mă privește pe mine, nu s-a înregistrat toată discuția cu domnul deputat Filip Hăvărdeanu. A fost omisă toată. Da. E posibil să fi fost ceva care... neimportant sau poate nu neapărat. Sau probabil, da, nu. Dar nu avea nimeni. Nu avea nimeni. Da. Probabil că a fost neimportant asta. Da. Dacă permiteți, dumneavoastră a spus că toți am fost de acord cu firma respectivă. Da, știu că s-au propus. Nu am știut ce firmă va veni să filmeze. Am fost de acord cu filmarea ședinții Consiliului Local. Și dumneavoastră a spus că toți am fost de acord. Nu, eu și doamna Săgăleanu ne-am abținut. Da, bun. După aia, și este proces, că chiar domnul Petric, el a spus, doamne, eu n-aș fi de acord să mă filmez. Da, da. Nici acum nu suntem de acord. Și în urmă, domnul Darabani nu știe, că domnul primar, că se mai da. Chiar acum câteva minute, înainte de a începe ședința, i-a spus domnului cu camera, cu cel care pregătește strategia de dezvoltare a Comunei Scânteia pe 2022-2027, noi o să bem o cafea ceva, dacă se termină mai repede, asta, la asta vă. Deci nici de cum eu să-i spun să filmeze doar așa și așa. Haide, să da. Încheiem această discuție. Da, mă spune. Poate da domnul răspuns și atunci a dat urmei. Da. Cum spuneți să, domnul, cum dacă... Da, o fost domnul permanent. A, da. O, sigur, de două, cel mult. Păi, știi, ia să zic, să nu coincidă cu... Ați auzit, dumneavoastră, ce s-a spus domnul... Da, am notat ceea ce a spus dumneavoastră. Cum mai fost singurile discuții care au fost când ați intrat unii pe seas și, în general, la final nu respectați ordine sau nu anunțați când se încheie ședința. Se ridică jumătate de masă în picioare și nu știu dacă discuțiile continuă, păstrăm camera deschisă sau închisă. Nu, eu am să continui și dau chiar și momentele alea în care o să rămână probabil jumătate din nu, dumneavoastră, dacă sunteți amabil, să ne spuneți dacă a intervenit cineva ca să tăiați niște paragrafe. Nu intervenit nimeni. Deci, de la dumneavoastră, mai sunt momente, doar că e o chestie tegare. Sunt momente, se filmează în calupuri 25 de minute. Timp de câteva secunde. Mai schimbăm bateria atât, dar... Deci asta vrem noi să auzim, dacă a intervenit cineva din Consiliu sau din conducerea primăriei. Deci de la dumneavoastră vine de așa. Pe spațiu public nu se poate filma? La ce vă depozit? Eu am spus altceva. Consiliul Local, corect. Suntem toți supuși, aleși de către persoane și conform Constituției, da. Fiind într-o instituție publică, într-o sesiune publică, nu există tu să nu fii filmat dacă spui ceva, faci ceva, ești prezent, nu ești prezent. Hai. Alte chestiuni, când, eu știu, vrem noi consilieri să facem o poză sau mutare, sau când intră sau iese, el atunci spune că pe mine nu mă filmam. Ați semnat, sunteți de acord, da? Am semnat posibilă. Cine v-a deci, domnul consilier, problema este că fiind aici... Atunci nici mă semnesc dacă sunt obligate. Vorba de datele personale ca să nu fii... Datele personale ca să da, dumneavoastră la... Domnul consilier, dumneavoastră, când vă înregistrează în ședință, nu spuneți ce ne pe alte secrete ale dumneavoastră și așa mai departe. Și alte coduri ale dumneavoastră. Dumneavoastră luați cuvântul în calitate de ales, indiferent ce spuneți, iar prezența dumneavoastră trebuie să fie aici în rândul consilierilor și, desigur, camera filmează plenul Consiliului Local, asta este. Alte chestiuni,
particulare nu are voie fără acceptul dumneavoastră. Dar în rest, la ședință nu există. Indiferent cât de bine sau de rău. Da. Deci, da, haideți să lăsăm asta. Dar, o nouă primar, încă da. Ceva. Sunt anumite strategii ale Consiliului Local, ale primarului ca ordonator de credit, într-o ședință, într-o discuție publică, vis-a-vis de anumite chestiuni mai secrete care nu să nu știm noi sau cetățenii, să nu știe alte persoane care sunt poate într-o concurs cu noi, într-o combinație cu noi și ca să nu ia ideea sau altceva, atunci facem stop ca să nu se difuzeze. Deci astea trebuie să fie permise să le acceptați pentru că sunt chestiuni care, desigur, e vorba de bani, de investiții, de felul cum am procedat, de felul cum am rezolvat, de felul cum putare. Nu trebuie să știe X persoană sau altcineva din altă parte, alt consiliu local sau alt consilier, care e strategia noastră. Noi avem o strategie pe care noastră o acceptați sau nu acceptați. Aia, dacă e o chestiune de mai în secret vis-a-vis de fonduri, altele și altele și mai departe, le știm noi, noi, consilieri. Dar nu le dăm acolo unde poate da. Și altcineva da. Se poate orienta să ne ia copșoii de pe foc. Pardon. Bun, mulțumim, domnul consilier. Eu zic să încheiem, putem, să încheiem pe această speță. Avem trei consilieri care nu doresc să fie frumos. Bun, am înțeles, domnul Azanfieri și cu domnul... La ședința de consiliu nu are cum. Domnul secretar, ce nu doresc să fie filmat? Domnul Mariu, domnul Azanfieri și domnul Tirea. Bumbureanu, nu Chiriac. Nu v-am dat, pentru că n-am completat. Nu. Dar nu are cum să nu dorească să fie filmat. El e ales local, domnule, ședință publică. Atunci să nu mai fie ales local. În alte postează, da, dar când ești ales local, faci prezența alegătorului. Deci nu am eu că am ceva. Vedeți următorul lucru. Când iese cineva de la un proces, de la poliție, la un arest, merge pe stradă, deci nu în ședință de Consiliul Local, da. Și presa se duce că calcă pe domeniul public și are voie ca persoana aleasă de către cetățeni să-l fugărește pe stradă. N-ar fi corect, așa zic și eu după mine. Bă, dar ce ai cum-i citit, ții după mine, gata. Ei, nu! Faptul că e permis prin lege lucrul ăsta, deci... Dar legea de asta spun că ședința de Consiliu nu există persoană care... Dar legea ne spune, alesul local... Alte chestiuni nu poate să, dar... Hai că o lămurim asta. O lămurim, dar să... Dar n-are, eu zic că n-are niciun fel de relevanță chestiunile astea. Singura chestiune este ca ce se discută să fie înregistrat în totalitate și să fie cu acuratețe ca să nu găsesc și eu cuvântul meu acolo. Poate fi redat, dar are dreptul de refuzat. El are dreptul să se refuze. Ce se refuze, domnule? Eu nu vreau să fie filmat și no. Este dreptul lui. Păi așa trebuie să-i spună și lui ăla. Cum a fi filmat? Ați văzut că se florează imaginea. Da. Nu. La ales local. La ales local nu știu dacă este voie, domnule. Domnul, dar faci prezența un pic. Persoane, de exemplu, se întâmplă un accident, ceva cumplit sau o bătaie nenorocită și ca să nu vă arate nici cine e infractorul. Dar la domnul Lipșa, vă rog să citiți neapărat. În articolul 30 din Constituție, interdice cenzura. Nu, vedeți la persoane alese. Vă rog, spuneți domnul. O să vă identificați. În cazul minorilor sau scenelor. Așa. Cu violare violentă, dramatice, care pot șoca doar atunci când se vedea sau când ești cu camera ascunsă. Dar nu asta am spus. În spațiu public. Păi sigur că da. Cum doriți neapărat așa procedat. Haideți, da. Suntem în drum mai departe. Pe viitor probabil se va da o circulară și toate primăriile vor filma și vor fi obligate să înregistreze. Dar e normal să fie. Normal. Va de toată lumea cetățenii care au ales, că au toți internet și care au internet au trebuit să vadă. Și să vadă cu adevărat o ședință de Consiliu în comuna lui. Dar n-are cum să nu filmeze, că este ales public, domnule, da, dar cetățeanul și n-are mai. Trebuie să reprezinți această... Da. Da. În domeniului public, privat, al Comunei Scânteia, județul Iași. Da, e nevoie pentru că pentru a trece la concesionarea, să știți prea bine că avem deja două pe listă, avem Iazul de la Nuci cu și suprafața de teren aferentă magazinului sau supermarketului ființat în Scânteia, trebuie să trecem la procedura de concesiuni. Spune clar că acolo Iazul Anuci n-a mai fost concesionat niciodată
sub publicitate. Nu se face, pentru că până nu aprobăm acel regulament, deci noi acum, l-ați-l aveți toți în PDF, l-ați primit și dumneavoastră, acel regulament, care în baza acestui regulament, după asta vom stabili ori comisii din primărie care să deruleze aceste atribuiri, aceste concesiuni, printr-o comisie, ori mai nou acum să lucrăm cu o firmă care practic ne ține și nouă licitațiile și tot de asistență, de tot ce trebuie, dar vom stabili după aprobarea acestui regulament. Am cerut dacă la Scânteia, la teren, la supermarket, acolo este clar că e domnul care are în proprietate acest magazin, la Iazul de la Nuci va fi și acolo trebuie să facem concesiuni și la suprafața asta de teren, dar la Iazul de la Nuci am cerut, avem vreo două cereri, da, dar în prima fază am cerut planul de afacere a lor, pentru că nu poți să pregătești documentația, ceea ce mi-a spus firma de consultanță. Urmează să primim, avem două cereri la Iazul de la Nuci și urmează, le-am cerut celor doi care au depus cereri să facă și un mic plan de afaceri. Ce vrea să facă acolo? Ca să creionăm după aia procedura de concesiuni. Ați prevăzut ceva pentru cei care vin și concesionează un asemenea iaz sau și celălalt mare când va fi și ceva de bonitate în sensul că are ce-i trebuie, are specialitate, n-are specialitate, nu are un problem. Asta caietul după asta. Are, așa, după asta, deci după ce noi acum votăm regulamentul, nu are folosit pe orice concesiuni sau orice licitație o va face pe suprafețele de terenuri, clădiri aparținând domeniului public și privat al comunei. Dacă mai sunt ceva de adăugat la acest plan. Cu Iazul Mare n-am pornit absolut, da. Trebuie să-l demarăm și pe acesta. Dar trebuie analizat. Eu v-am spus, din punctul meu de vedere, vreau să îi dăm drumul cât mai repede, dar trebuie analizat să vedem dacă avem, eu știu, un studiu hidrologic, să vedem, avem apă? Că nu ne apucăm... O să vedem. Ne apucăm și de el. Deci, am toată disponibilitatea, ca orice bun al Comunei Scânteia, și eu asta văd, să-l dăm și să obținem bani de pe urmă. Căutați, dacă vreți, ca să vă dau o idee, că recent am avut ocazia, la o primărie din Comuna Pădureni, Huș, la 6 km de Huș, să vedeți, parcă ești în parte altă lume, pe cuvântul meu. Știu. Făcut de către primărie, cu un iaz, cu un mini-hotel, cu pensiuni, cu căsuțe, cu loc special pentru plajă. Știți, da? Verificat și vedeți Pădureni. Alea privat. Și un învățător. Alea sunt privat, domnule. Acolo s-au accesat fonduri europene. Dansatoare sunt private. Dar nu vorbea, dansatoare. E un învățător care a avut la Cântarea României niște rezultate deosebite. E din 90 primari acolo. A avut spre așa ceva înclinație. Și-a făcut primăria cu fonduri europene, cu fonduri locale, cu ce-a făcut. Un vis acolo. Nu este în altă... Uitați-vă. E păcat că și noi avem aici, acolo. Izlazul este a nostru, unii se poate face ceva. E a nostru. Da. Plus Iazul de Ovechi. Iazul care e... Da. Acolo beneficiază toți cetățenii gratis. Probabil. Dar știu că... Nu trebuie neapărat concesiuni. Unii și ăla de la Borosești, Iazul de Ovechi. Nu, Iazul la Borosești, v-am mai spus, ăla este dezafectat. Deci nu l-avem înregistrat la Apele Române. El este pur și simplu pășunea, inventarul face parte din inventarul pășunii comunale care poate fi cel mai ușor ecologizat și păstrat apa ca un bazin de apă potabilă. Deci domnul Lipsa. Zona cea mai puțin predispusă la poluare. De când Iazul de la Leniu ați văzut de asta. Da. Tot ce se dă pe unii singurul lucru este apa care vine dinspre Bodești. Care? Apa care vine dinspre Bodești, de lângă satul meu, știi? Vine apa de... Acolo poate fi, dar dacă se draghează și nu se mai coloiază, nu sunt probleme. Iar celălalt... Este de perspectivă, știi, cum se întâmplă poluarea și comportarea noastră. Deci tot
face să dă substanțe chimică pe deșarți, ajunge în zona cea mai... Acolo simți la urmă. Da. Spuneam despre varianta cu ea la Borozești, pădurea, că nu frumos. Nu mai este HB prevăzut de mult. Deci asta și este pentru asta, ca să-l înființez, am prins pășunea, trebuie niște aprobări. Dar nu se mai desființează, deci știți prea bine prin regula care o dată și ordonanță de urgență în care n-avem voie să dezafectăm un metru pătrat de pășune din inventarul comune. Este clar, stați, despre ce vorbim? Păi nu, iar iazurile, că vă mai spun, și poate publicul o să vizioneze și o să vadă, am avut cereri ce fac cu iazurile, că au fost două iazuri la Borosești. Acolo la Borosești, cele două iazuri mici, s-au dat terenul foștilor proprietari. N-avem ce discuta, acolo este domeniul privat. Sunt titluri pe aceste iazuri. Nu putem discuta noi acum, eu, primăria, ce să fac, să cumpăr acele suprafeții de teren? Nu, este clar. Deci noi ce avem acum, să punem în valoare, ca să o numim așa, este acest iaz de la Nuci, referitor la, pe bază de Heleștei, iazuri, cum vreți să-l numiți. Și iazul de la mare de 8 hectare, care o să începe în demersul. Ați văzut, nu le putem face chiar toate halandar. Trebuie să le analizăm, ați văzut, cât ne-am, sau ce probleme am întâmpinat până am ajuns în stadiul ăsta cu iazul de la Nuci, da? Cu măsurători, cu amplasament, să vedem cale de acces, să vedem să-l introducem în inventar, acum să facem regulamentul și uite așa, deci nu, noi trebuie să respectăm legea. Nu avem să ne abatem deloc de la nimic, să spunem, gata, hai să-l dăm. Că așa puteam să fac o comisie rapidă, să dăm iazul de la Nuci la cineva, spuneam, gata, așa părea în public spune, a, da, a avut ceva primarul cu nu știu, nu, va fi totul deschis cu firmă, cu licitații și totul să fie transparent și la vedere. Punct. Da, haideți să trecem la numărul 3, proiectul de hotărâre. Care este pentru? Domnul secretar s-a votat în unanimitate. Un inel? Nimeni. E afară? Inelul e aici. Mă l-am văzut. Dar nu mai e. Trecem la numărul 4. Da. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registru agricol, inclusiv pentru soluționarea situațiilor particulare identificate la nivelul Comunei Scânteia, județul Iași, pe linia completării registrului agricol și care nu sunt reglementate prin norme tehnice. Ai referendum. O să vă prezint un pic pe domnul Nelu de la Registrul Agricol, o să prezinte o situație, după care o să am și eu un cuvânt de spus legat de atât că de Registrele Agricole, care pentru mine, cel puțin de când am venit în primărie, e o problemă. Adică o problemă care trebuie să o rezolvăm cel puțin în următoarei 6 luni sau un an de zile. Pentru că, cum știți, sau dacă ați fost prin alte primării, practic Registrele Agricole e oglinda comunei, oglinda de unde se preiau atât impozitarea, pentru că practic de acolo vor trebui să vină și veniturile la comună. Și, mă rog, da, asta este, că de aici se pleacă totul. La noi, nu știu din ce motive, s-a lăsat de foarte mult timp. Eu când am luat mandatul în octombrie, mă rog, nu spun, băieții au ceva salvat și au în format electronic, dar practic formatul fizic era sigilat. Deci practic nu am o bază de ce să iau acum, că practic ele au fost 2016-2020, nu? Parcă așa, nu greșesc, și urma 2020, ele sunt pe câte 4 ani de zile. Ca să am o bază de unde să plec și să văd. Va trebui să o luăm și am stabilit de la zero. Pentru că nu trebuie să vă amintesc și știți foarte bine consilierii vechi și toți cei care sunteți, Dumnezeu să-l odihnească pe Ovidiu, el da, le-a ținut, dar tot așa fizic le-a, nu știu dacă le-a avut completate vreodată. Acum a venit domnul Nelu, angajat tot înainte de mandatul meu. El are, o mai colectat, dacă vreți așa ceva, uite eu cuvântul de după, vi-l spun acum. Practic, eu văd așa aceste registri, electronic, în calculator, ținute așa, partea de fizic, scrise,
care sunt, pentru că noi nu avem, eu la nivelul comunei Scânteia am avea vreo 2000 și ceva de poziții, da? Cam atât de rol. 2100, nu mai știu, cam în jur de asta. Iar în alt fișier, dosarul fiecărui contribuabil cu numărul de rol în care să aibă acolo toate documentele în xerocopie ce ține de proprietate teren, proprietate casă, autorizații sau alte procese verbale de recepție în care noi să impozităm clădirile. Pentru că acum de la 1 spre, vreau să vă anunț, dar vă anunț acum pe, la compartimentul cadastru am detașat și am obținut, nu detașarea, transferul unei persoane foarte importante de la o primărie foarte importantă care practic ținea în mână toată comuna Miroslava, da? Vine să rezolvăm, transferat aici, au acceptat, am acceptat și acceptul domnului primar de la Miroslava, transferă în, aici, la noi, pentru a pune la punct aceste autorizații de construcție, care, eu după părerea mea, sunt 90, sau, hai să nu exagerez, 85% s-au făcut fără autorizație. O să intrăm în legalitate, nu o să vină domnul, o să pregătească, o să pregătim o hotărâre de Consiliu cu intrarea în legalitate și să culegem date din teritoriu, ca astfel încât să avem o impozitare corectă a clădirilor, terenurilor și tot ce înseamnă avuția sau, mă rog, a comunei Scânteia. Da, v-am spus, aici stau cel mai slab, pentru că aici ne trebuie tot așa un program în care, dacă la ora actuală adeverința de rol se bate undeva, este salvată ca și tipizată model, practic trebuie să luăm un program în care să ne dea direct din program, să-i batem doar poziția de rol și efectiv să ne eliberăm adeverința de rol. Acum zilele este, că trec și pe partea ailaltă, vă invit după ședință care o să o treceți sau când o să aveți timp să treceți, am deschis ghișeu unic cu casierie, cu tot, deci totul va merge, am achiziționat programul de registratură și pe lângă el înscrierea cu evidența populației cu programări. Suntem în, din mers, nu am publicat nimic, nu am spus nimic, să-l adaptăm în vreo săptămână de zile și să plecăm cu el. Pentru că programul de registratură înseamnă, în primul rând, circulația documentelor în cadrul primăriei și da, să dăm răspunsul la termen. Asta înseamnă. Se primește orice document pe registratură, se transmite, pentru că sunt 9 conturi cu 9 compartimente în primărie, parcă așa știam eu, de 9 conturi, fiecare va primi, că este urbanism, că este registru agricol, că este contabilitate, că este social, el va primi acel document, va avea termen să răspundă, după care se întoarce înapoi după ce face răspunsul și îl dă registraturii. În registratură va apărea ceva de genul ăsta, cam așa ceva cu borderou, în care dacă este roșu înseamnă că acel funcționar nu a dat răspuns la acea petiție. Se fac cereri online, deci nicio problemă să deschide cont. Cine vrea să obțină o adeverință online, intră pe site, face adeverința, o înregistrează și primește răspunsul. Deci trebuie să ne adaptăm tehnologiei. Nu o să avem, pentru că este clar, baba Ioana, țața Ioana din Tufești, din nu știu unde, dar cu timpul cel care vrea să obțină această adeverință online, o va obține, fără nicio problemă. După ce implementăm, probabil după 1, o să intrăm în linie dreaptă. Asta sunt cu registrele agricole. Nu am ce să spun, domnul Nelu o să ne mai spună câteva cuvinte. Da, este un compartiment în care îmi asum că abia încep să-l urnesc. Dar eu zic că o să dăm, cum am urnit toate celelalte, o să reușim și pe acest compartiment. Domnul Nelu, dacă... O întrebare, transferul s-a făcut pe cadastru sau pe urbanism, la funcționarul respectiv? Nu, la... șef birou, că l-am creionat, e poziția, dacă aveți, n-aveți la dumneavoastră aici organigrama, este pe același șef de birou, cadastru, urbanism, registru agricol, este că etc. Era poziția pe postul care era vacant. Vacant, era este pe post vacant, nu ne-am... Da, mă miră faptul că se face din la Miroslava funcționarii care au fost, adică nu funcționarii care sunt ajutoare dumneavoastră. Tot de pe la Miroslava, transferul ăsta tot de la Miroslava,
nu cred eu că Miroslava a renunțat la un om atât de bun ca să-l luăm noi scânteia. Niște chestii care, da, parcă... Mulțumesc, domnule. Niște bănuieli, așa. Mulțumesc. Da, Miroslava, Miroslava, știi? Da, și să știi de ce la Miroslava tot timpul. Da. De ce? Că sunt oameni considerat tot de la Miroslava. Oameni care fac performanță, domnule. De ce nu ați organizat concurs, dacă credeți că domnul, asta este, știu. Domnul primar, domnul Săcăleanu, pe poziție de consilier Miroslava, haideți să vă spun, ați primit da. Acea înștiință sau sunteți la curent cu sala de educație fizică, da? Lăsați. Nu, 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 eu vă spun doar atât. Asta înseamnă că de când mi-am luat mandatul de 7 luni, 8 luni de zile, pe 9 septembrie se va încheia licitația și probabil să obțină avizele prin ianuarie-februarie o să ne apucăm de construire sală de educație fizică în valoare de 2,5 milioane, adică 25 de miliarde cu tot cu TVA, domnul Săcăleanu. Asta nu înseamnă că Darabană a fost cel care, dacă n-avea echipă în spate. Știați, sau vă anunț eu acum, că cu sediul de primărie suntem pe lista de sinteză a CNI-ului și urmează în marca asta de sinteză. Da. Dar acea sală de sport... Era pe lista de sinteză. Păi atunci, care-i meritul dumneavoastră, domnule? Da, domnul, am înțeles. Care-i meritul dumneavoastră? Haideți să ne uităm. Cum, v-am spus? V-am pus dosarul în brațe, poftim, că habar n-aveați acea sală. Haideți, domnul Săcăleanu. V-am pus dosarul și v-ați mirat. Cum? Păi nu, dacă... Haideți, era pe... Haide, da, bun. Mă miră faptul că CNI-ul, la câțiva ani abia vine rândul să liciteze atât de multe obiective și Matai a obținut în 3 luni, 4 luni această licitație. Nu este adevărat. Nu este adevărat, domnul Săcăleanu. Acel obiectiv e din 2017 scris pe lista de sinteză, da? Hai, bine, da. Da, păi nu, dar sunt documentele. Gata, dar sunt documentele care vorbesc. 2017 este scris. Nu scris, doar cererea. Deci, domnilor, haideți ca să lămurim acest lucru. Domnul Săcăleanu, lăsați. Deci, este a fost cererea depusă din 2017, undeva la Ministerul Dezvoltării. Punct. Asta doi. Dumneavoastră, acum putem verifica și vedem cu documente. Cererea a fost. Da, atât. Nu mai deci, cerere și documentația, domnul... Haideți, domnul... Bun, bun, da, de acord cu haideți, vă rog, mult să aduceți dosarul. Aduc dosarul, da. Da, da. În ședința următoare vom aduce dosarul. Era corect. Pe lista de așteptare, sigur că da, și pe lista de așteptare bun. Sunt celelalte, așa cum este primăria la momentul ăsta, da. Pe lista de sinteză, lista de sinteză. De așteptare, lista de sinteză, da. Domnul, da. Urmează să facem toate procedurile alealte de tot amintiți acea sală care, de fapt, e mai mult meritul dumneavoastră. Am înțeles, domnul Săcăleanu, meritul dumneavoastră, haideți să ne lungim, este acela că noi mai suntem încă datori și în 2022 cu 2,23 miliarde pe drum, deci, pe asfaltare. Drumuri? Da, corect. Nu trebuiau sau cum? Ba da, trebuiau. Credeți că nu dar trebuiau, credeți că erau... apreciază toate chestiile am astea înțeles, care le-am am înțeles. Toate drumurile apreciază. Foarte bine. De-ați face și dumneavoastră, ceea ce am realizat. Ce să fac dacă eu sunt dator anul ăsta toți banii? Deci, domnul Săcăleanu, dar de ce nu vreți să înțelegeți? Suntem datori. Suntem datori pentru că nu știți să vă organizați, pentru că acele datorii trebuiau fi stinse cu bugetul de anul ăsta, dar nu știți. Cum să le... Dai colo, dai colo, știi? Unde să dau, domnule, în ce să dau? 4-5 mii, adică bugetul comunei pe un an de zile, da? Pe 2 ani au fost... Și avem și la an. ...pus pentru asta și s-a fi stins în 2 ani. Asta n-ați știut să plătiți facturile înainte, înțeleg că se dă niște bani de la guvern, dar n-ați știut ca să nu mai rămâneți cu bani. Acum nu o să vă dea mare sumă, pentru că ați întârziat cu facturile, cu plata către Danlin. Ați întârziat. Nu am întârziat nimic. Rândul trecut aveați 2 milioane și ceva excedent, neplătiți. Păi dar nu ne-a emis factură, domnul Săcăleanu. Putea să rugați că știați ce urmează, știați dar nu există, pentru că banii nu se dau pe arierate. Ați spus dumneavoastră, vă contraziceți acum, exact. În decembrie ce spuneați, arierate, de ce ne-am scris cu arierat? Păi dar ce înseamnă dacă n-am bani să-mi emit factură? Deci, direcția de finanțe, atunci, înainte de a-ți da bani, îți cere situația bugetului tău, să vadă dacă ai sau nu ai nevoie de bani. La asta mă refer, nu are erate. Dar Mata n-ai știut și doar am spus atunci, de ce e atâta de mare suma care este în excedent? Păi n-am plătit, dar nici nu am venit cu facturi, domnule, n-am făcut recepția, pentru că
domnul Săcăleanu. Puteai să grăbești un pic, pentru că știa că, de când tot spune primul ministru că... Noi vom obține bani, domnul. Deci știți prea bine cum se dau banii la rectificarea de buget, nu trebuie să vă spun. Va fi pe fiecare OAT în parte, da? Va fi pe fiecare, dar și în funcție de situații concrete. În funcție de... Exact. Și de cerințe, dar în funcție și de situația concretă. Dacă ai un obiectiv care nu este achitat, e clar că vor fi bani mai mulți la acel OAT. Haideți să... E foarte bine, domnul Săcălean sau domnul primar Darabană, foarte bine că e de la dumneavoastră, că e de la domnul Darabană, e foarte bine că se face această sală de sport și... E bine pentru noi, da, e foarte bine. Una, sigur că da... Da, noi nu știm exact cum stăm, mai ales marea majoritate a consilierilor, nu știi dumneavoastră. Nu niciun obiectiv care să aveți finanțare dumneavoastră, de acum înainte, probabil. Eu știu ce ați spus... Asta, da. Primărie, altele, dar deocamdată... Sunt finanțări pe care dumneavoastră nu le-ați atacat deloc ce înseamnă școlile. Haideți să nu mai spun pe asta. Școlile ți-am lăsat bani, domnul. Aaa! Ți-am lăsat bani. Bun, mulțumesc. Să-i permis. La școli, asta am luat foc. Deci să-i permis, să-i permis ca să pui 50-60% din bugetul local. Eu când am venit cu așa 20%, s-o... Au fost probleme. Nu a fost niciodată probleme. Dar matația ai permis să pui 70% din 70%. La grădini Zala Borosești. Și examenat de mult. 70%. Foarte mult. Ba da. Dar matația ai spus. Știa, bun. Ai arătat să dublezi suma, este foarte mult. Și o spui doar. Și vedeți, am să vă arăt deviziile și o să vedeți că de fapt nici măcar... Deci este exagerat ce ați propus și ce ați obținut. Că doar aveți majoritate. Sigur că da. 70% se mărește... Unii se mărește 70%, domnule, dar vă uitați... Domnul Darabană, da. Din punctul de vedere a domnului Săcăleanu, ascultați-l... Da, dar eu nu... Deci, dar cum să spună 70%, când știe prea bine că s-a pus doamna contabilă, s-a pus aproape 40 și ceva la sută, nu? Aproape de 50%. 20 care era pus... Care 20? Care erau de propus de mine. Asta facem divagații. Asta s-a făcut atunci pentru cerința. Exact. Tergiversăm discuția și cerința. Da. Haideți să trecem pentru vot la punctul numărul 4. Timpul le va arăta și demonstra pe toate. Da. Care este pentru proiectul de hotărâre? Are dreptate că se laudă că au mișcat într-un an de zile ce n-ați mișcat dumneavoastră în 20 de ani. Iar de ce? Problema este... Problema este, nu. Problema este că ați avut în vedere și ați fost învins de către cei de la... Vă spun imediat, ca să faceți asfalt, așa o vrut domnul de la PSD, doar asfalt, că ăsta fură ochiul alegătorului și vom avea. Dar nu v-ați gândit la un veceu, la o școală, la o grădiniță, de la centru, trei grupe la Scânteia, trei grupe, 100 de copii la Scânteia și în 20 de ani n-ați făcut nimic, la școala Scânteia 500-400 de copii n-ați făcut nimic, nici măcar apa cu două puțuri forate n-ați cum să o faceți. Că vine apa. A reparat școli cât... Dacă domnul Darabană... Da. Ai reușit în 10 ani să faci o jumătate de școală de la Borosești, atât. Eu toate le-am reparat. 10 ani de zile a reparat dispensarul uman, că era o epavă, am făcut școala de acolo, școala de la Ciocănești datorită mie, domnilor, nu datorită dumneavoastră, domnul Adonății. Asta vreau să zic și eu. Datorită mie s-o dat bani și... Asta nu mai e ședință, domnilor. Pe PSI, asta nu mai e ședință. Da, ia-ți, domnule, acolo, că aici... Deci hai să spunem la vot proiectul numărul 4, adică punctul numărul 4, proiectul ăsta de hotărâre prin stabilirea măsurilor de eficientizare a activității. Care este pentru? Potrivă? Abține? Domnul secretar, îndexate să votați. Mi-e rog, gata, o luat cuvântul domnului. Mi-e rog, gata, o luat cuvântul domnului. Mi-e rog, gata, o luat cuvântul domnului. Aprobarea modificării anexei la hotărârea Consiliului Local. Proiect de hotărâre prin rectificarea bugetului local din anul 2021. Aici doar două cuvinte vă spun eu în legătură cu banii care i-am pregătit pentru că avem în capitolul cultură, religie și ce mai este, ca să putem, am analizat, am chemat preoții din comună, adică au fost ei
vreo 3 solicitări, adică am primit solicitări de la Tufești, Rediu, pe urmă ăsta Ciocârlești și Scânteia. Am omis cel de la Măcarată și eu, de când am luat mandatul, preotul de acolo, probabil el cu Iașu, de câte am înțeles, nu l-am văzut, deci nu a venit la mine cu nicio solicitare. N-am dat și n-au venit cu solicitări cele două biserici, Bădeștiu și Voroseștiu, care avem toată documentația pregătită și trimisă la Ministerul Cultelor, unde avem, eu știu, promisiuni că vom primi sume mai consistente pe această spectră. Și de aia am zis că pentru Rediu am dat, pentru că a venit după aia și Rediu, n-am văzut aia, 2000 de lei. Pentru Scânteia și Tufești de sus am pregătit de 4000 de lei, nu? Noi în buget am avut 5000 de lei. Și 4000, dar o să iau 1000 la Ciocârlești și o să le ia. Și 5000 la Ciocârlești, pentru că s-au apucat de gard. Deci am împărțit cele 15000, cum v-am spus, 4000 Scânteia, 4000 Tufești de sus, 2000 Rediu, dar la Rediu dumnealui spunea că are nevoie de 5000 și o să ia de acolo, că e preot paroh cu ambele parohii, Tufești cu Rediu, și Scânteia 4000 de lei. Urmând ca una din biserici, adică Scânteia, nu-i va primi în exercițiul ăsta bugetar până acum, îi va primi trimestrul 4, da? Care? Va primi trimestrul 3, adică până în septembrie, va primi la începutul lunii octombrie. Lunii octombrie, pentru că sunt 4, da, spune. Da, celor la trecut un ajutor, au și ei probleme și ei sunt... Nu am primit nicio cerere, domnul. Deci nu a venit nimeni. În afară de casa de adunare a lui domnul Pitării, care a cerut un pic de piață în față, și l-am ajutat un pic cu bultoși, cum a făcut niște extindere acolo, niciodată când a venit, nu am refuzat pe nimeni. Deci e ok. În momentul în care vin, e ok, am împărțit bugetul, deja suntem între terminăm trimestrul, mai în septembrie și am terminat și trimestrul 3 și intrăm în 4, da? De asta au fost. Ei n-au venit deocamdată cu cereri. Au venit să vină cu cereri, le analizăm și nu e nicio problemă. Doamna contabilă o să vă spună mai departe transferurile, sumele, da, pentru că... Și rectificarea una se referă la sumele astea de la religii, care erau puse la materiale și prestări de servicii și le-am mutat pe contul de susținerea culturilor, din unde vreau să ne transferăm în contul acestor parohii. Iar restul rectificării se referă la persoane sau la capitolul de asistență socială, persoane care beneficiază de indemnizații sau sunt salariate ca asistenți personali. Pentru luna septembrie, data de 7, nu sunt bani, nu erau bani suficienți pentru a achita acest drept salarii și indemnizații. Am stabilit să aducem din trimestrul 4 sume ca să putem achita pe luna septembrie. Suma totală care este necesară este de 85.500, care vedeți cum s-au împărțit la salarii de bază 45.000, pentru norma din anul 2500, pentru contribuția de muncă 1.000 de lei, iar pentru indemnizații 37.000 de lei. Total 85.500, cum am spus, i-am adus tot de unde erau puși pentru ei, din trimestrul 4 în 3. Iar ca să putem să nu dezechilibrăm bugetul, am dus de la noi, de la alte capitole, de exemplu, vedeți, de la protecția mediului 5.000 de lei, de la transportul 29.000 de lei, de la iluminat 5.500, de la alte acțiuni economice 41.000 de lei, deci aceeași sumă de 85.500 am pus-o din trimestrul 3 înapoi în 4, de la alte capitole, ca să nu dezechilibrăm bugetul, nu ai voie. Într-un fel ne-am, da, dacă o să avem anumite plăți, le-am mutat pentru luna octombrie, ce mai avem noi, și ca să putem plăti salariile acestor persoane. Sunt la mișcare, am mai fost la protecția mediului, am fost 2000 de lei de la piesă de schimb, le-am mutat la carburant, pentru că o să trebuie să cumpărăm un stoc de carburant. Ce vreau să vă spun, că Direcția de Finanțe, de exemplu, la luna iulie, a cerut o situație cu plățile pentru aceste persoane.
dar s-a raportat doar la execuția la 36-2021, adică dacă la 36 noi aveam plăți restante la aceste persoane. Și cum noi nu aveam BBA, acum luna august am rămas fără bani, nu știu dacă o să fim luați în calcul la rectificarea de buget. Pentru că altă situație nu mai fost cerută cu referitor la aceste persoane, dacă avem sau nu bani. Acum am făcut chestia asta, am dus de la noi din 4 în 3, o să mai avem și pe luna octombrie, dar luna noiembrie și decembrie, nu știu, rămânem descoperiți, în sensul că dacă o să mai primim sume de la Ministerul de Finanțe. O să vedem. S-a făcut acea adresă în care noi am cerut, mă rog, ne-a cerut o adresă ad hoc, așa, generală. Cu rectificare, nimic, n-am primit sumă. Cu rectificarea, în care a spus ce datorii, în care am trecut clar banii care îi trebuiesc pentru asistenții sociale, banii care îi trebuiesc, dar de fapt noi avem cu evidența populației, cu salariile, pentru că vă anunț, eu am făcut demersuri și hârtii și la Ministerul Dezvoltării și peste tot la Ministerul Finanțelor, ca să cerem acei bani, practic, din cei 300 de mii cu salariile serviciului SP, evidența salariilor, n-am primit decât 70 ceva. E, am cerut și banii ăștia și practic am mai cerut doamna Carlu să informăm cu acest local 1.400.000, poate sau 300.000, prefector la drum. Da, deci eu cerut prefectura o situație. Guvernul i-a anunțat de luna trecută, pregătește. Și l-am transmis exact ceea ce ne doare. Acum o să vedem cât o să primim și cum o să primim. Deci rectificarea doar intern, m-a spus, pentru asta este personal, pentru 2.000 lei la carburant și pentru parohiile cu 15.000 de lei. În rest, nu am primit cu sumă, nu facem niciun. Urmează. Vedeți. Știți prea bine, vă uitați, vizionăm, vă uitați. Dacă o fie, nu știu, o să vedem cum o să vină, sub ce formă, dacă o să trebuia cu ședință extraordinară. O să vă anunțăm. Sau cu dispoziții și o discutăm la finalul, că există și posibilitatea asta. Depinde. Depinde cum, exact, cum vine, corect. O să vedem. Mai are cineva de adăugat? Punem la vot care este pentru, împotrivă, abțineri, domnul secretar, s-a întrebat în unanimitate acest proiect. Puteți stați un pic 10 secunde. Numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Consiliul Local, Consiliul Local numărul 16/2502/2021, prin care s-a aprobat, avizat, propunerile cetățenilor și a operatorului transport privind actualizarea programului transport public județean, prin care, prin curse regulate pe raza Comunei Scânteia, județul Iași, în perioada 2022-2031. Da, aici ce pot să vă spun, e o procedură, noi am mai dat, vedeți că aveți invocat și acea hotărâre din Consiliu, domnul Focșa, îl știți de la Consiliul Județean, dumnealui se ocupă cu licitația transportului rural a firmelor care vor licita. Ceea ce mă bucur și am obținut, da, iarăși nu este, dacă mi-ați considerat că nu este meritul meu, nu este meritul meu. Că am încercat să ducem microbuzul și în satul Tufeș cu 3 cursi. O să vedem, am vorbit cu domnul Izvoraș, mă rog, dar nu, a venit așa de undeva din cer și s-a obținut chestia asta. O să avem o cursă de la 6.45, la orele 12.45 la 16.45. Bineînțeles, datorită infrastructurii, omul a acceptat să meargă până în Tufești de sus, cursele care vor merge la Bodești. Deci nu va mai fi stație de final Bodeștiu, ci va fi stație de final Tufești de sus. Urmând ca restul să fie, dumnealui spunea că nici Borosești nu va mai avea toate cursele celelalte. Că spune că nu are clienți, o să fie tot așa, din oră în oră sau o oră jumătate. Da, dumnealui o să stabilească programul și o să-l... Vedeți că aveți aici, nu știu dacă aveți această hârtie cu Scânteia, dacă vi s-a dat așa ceva, el ne-a trimis o notă ieri, domnul Izvoraș, dar să vedem ce ea va aproba Consiliul Județean până la urmă. Important este că stația de capăt Bodești, nu va mai fi Bodești, va fi Tufești de sus, cu 3 curții, pentru că au fost solicitări din oameni, cetățenii din satul Tufești. Mai mult de atât,
este un atu pentru noi, doamna directoare, poate vom reuși să aducem și copiii să nu-i mai trimitem să vină pe jos, să meargă pe jos la Tufești de Sus. Deci, asta în linii mari. Altceva? Deci, ceva din program, cursurile astea trei nu mai trec și prin Bărusești. Nu. Deci vin direct. Automat. Da. Da. Este da. Ceva nou, mai bine. Că mai ca să, da, ca să, da. Exact. Așa, cum am discutat, așa și normal. Sunt foarte bine așezat, pentru că pot veni la școală și pot pleca. În ideea asta. Da. Știți că v-am sunat și v-am cerut programul școlar și în funcție de asta am încercat să realizăm, să vedem, pentru că... Aveți vreo cursă specială pentru rediu și lunca? Nu, o să încercăm, lunca o să-i preia din nou de la șosea, o să vorbesc cu el, de-aia o să vorbim, am ajuns, pentru că ni va costa, care sunt posibilitățile? O să le analizăm, i-am cerut domnului izvoraș să-i facă o ofertă de... Deci nu poate, dacă nu ia prin curse regulate, ar trebui să închiriem un microbus de la ea, cu șofer, cu tot, pentru că i-am explicat, domnule, închiriați în mașina, adică am încercat, domnilor consilieri, să fac, așa cum spun, economii cât mai mari la buget. Deci nu sunt genul care să risipez banii. Dar mă rog, am încercat varianta asta. Ceea ce mi-a spus domnul patron al acestei firme, domnule, ma ta trebuie, dacă îți angajezi șofer și mașină, trebuie să te autorizezi ca și serviciu de transport persoane. Este imens, vă spun eu, e o documentație foarte elaborată. Domnule, singura variantă este să mă închiriez prin mine, eu sunt acreditat, sunt autorizat, îți pun la dispoziție mașină și șofer și atunci acea mașină și șofer va trebui să te iei în scânteia. Pentru că nu poate să întrerupă o cursă, să meargă să aducă copiii și să plece înapoi. Nu, n-are cum, își dă peste cap tot programul lui de transport. E scump, domnule. Da. Da. Și o să vedem, o să analizăm. Se preconizează și să știți că aproape la două săptămâni sunt la Ministerul Dezvoltării cu acel microbus școlar. S-a anulat licitația, ce vreți, în contestații, cum știm și la noi avem probleme cu școala Scânteia, asta e legea, sau dacă vreți să o numiți, a achizițiilor publice, în care omul contestă și după ce contestă să-și așteaptă aproape o jumătate de an. Cum s-a contestat și am înțeles, s-a finalizat plombarea DJ-ului 248 Iași Scânteia, când Vaslui a făcut-o. Deci că s-a contestat că nu vrea să-i dea garanția. Așa, și nu știu ce și... Poate să-i dea garanția, de acum e ok. Așa am înțeles la domnul vicepreședinte al Consiliului Județean că se va apuca cât putem de repede de plombat. Da. Asta e... Deja au turnat comor asfalt. Nu? Unde? Debricea, da. Ține de Vaslui, domnule. Da. Că s-au rupt mulți roțele, din câte am văzut, da. Hai să trecem la vot, la numărul. E meritul lor că ați atins problema asta, ați accentuat-o. E meritul meu astăzi, domnul Darabană, pentru că ajung cursurile la Tutești. Dar, e clar, infrastructura... Ați specificat. Deci asfaltul s-a dat în folosință anul trecut. Nu este un an de zile, pentru că în octombrie, noiembrie s-au făcut recepție. Dacă mă întorc un pic, sigur că da, și eu aș fi vrut să am cursi până la Tufești, dar nici nu se putea pune problema asta, să apelez la firma care asigură transportul și ideea, să ducă până la Tufești pe cel drum de piatră, pe prins, așa cum era. Deci acum e clar că puteți intra în orice sat. Apropo, domnul Ictimi, vedeți că este un avantaj. Consiliul Județean să trăiască, domnul Consiliul Județean, din drumul Județean, foarte bine. O realizare de un general Județean. Deci poți să intri și în Lucărat, deci poți să intri și în Tufești și în celelalte sate acum. Că e la Tufești, e foarte bine. Este un merit, da. E foarte bine. Am consemnat domnul Săcăleanu datorită infrastructurii, menționez din nou, care a fost făcută pe mandatul dumneavoastră. Și am spus că cursurile astea despre Scânteie, care sunt de văzut în tabelul pe care îl avem noi, vor fi astea toate sau vor mai fi reduse de aici? Văd cam în jumătate de ori. El așa pune, dar nu cred că... Nu, a pus alt program din ce am văzut. Nu. El merge la Consiliul Județean cu această ca să aibă, dar probabil are un alt... Aveți pe cea reală? Nu, ia uitați-o, cam așa, dar e tot. Așa din oră în oră. Da, el din oră în oră, da. În schimb, iar venea așa, efectiv, să oprească undeva să nu mai ducă. Da. Să știm, nu, dar asta mă regula să discuteze. Va fi aprobat, deci în momentul după licitații, i-am spus clar, în fiecare stație, capăt de stație, să pună
să pună, în primul rând, să publicăm și noi pe site-ul primărie și va pune afișe cu cum circulă aceste microbuze. Apropo că trec din partea asta-altă, mă zbat acum, să știți, pentru că știți prea bine că Consiliul Județean, chiar ieri în ședința de Consiliul Județean, a avut pe ordinea de zi acel tren metropolitan, dacă îl știți, de la Lețcani până la Cluj. De când am zis că va face? De când era domnul Supraveghet? Ce am zis? Da, tren metropolitan. Am insistat, am trimis adrese, am vorbit atât cu președintele Consiliului Județean, am vorbit cu domnul primar Chirica, pentru că proiectul inițiat este de dumnealui, să mergem cu acest tren metropolitan, și știți prea bine că am aderat la zona metropolitană până la Scânteia. Așa va fi, până la Scânteia. Asta este obiectivul pe care mi-l propun și sper să realizez. De ce? Ca din oră în oră să avem și pe cale feroviară tren care va circula doar atât. Lețcani, Scânteia, dus întors. Mai mult de atât, din discuția mea cu un reprezentant al un reprezentant al SNCFR-ului a spus că până în decembrie să fac o adresă și să solicit până la când ei au mersul, schimbarea mersul trenurilor, poate reușim să ne mai pună măcar un motor sau două, Iași-Scânteia, dus întors. Eu am să fac solicitările, să vedem în funcție de navet, în funcție de profesori, pentru că știți prea bine, domnii profesori mi-au cerut de fiecare dată și știi și domnul Săcăleanu bani, că ei, de fapt, ar circula majoritatea cu microbuzul pentru că nu ajung cum trebuie. Și diferențele sunt foarte mari între CFR și microbuz. Încercăm să le punem aceste mijloace de transport pe CFR în care să nu mai fie probleme, să ajungă la timp și toată lumea, mai ales elevii, pentru că costurile sunt destul de diferențiate între transportul CFR și cel auto. Îl știți și nu trebuie să vă spun. Cam atât. Altceva? Da, haideți să spunem la vot. Care este pentru? Domnul secretar, în unanimitate, trecem la numărul 7, proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020, a terenului pentru construcție, extinderea, reabilitarea noilor investiții aferente acestuia. În primul rând, sau să-l discutăm și celălalt, că e foarte scurt. Da. Ce pot să vă spun? Este zilele trecute, știți prea bine, cu acel, pentru că am fost lansat doar și ajung acolo, în dezbatere publică, acel program Angel Salini, un PNDL 3, dacă vreți să-l numiți, în care va fi, el este acum în dezbatere publică, nu este hotărâri, nu este HCL, ca să cu normii de aplicare. El va fi probabil votat, zic eu, în prima parte a lunii septembrie, chiar dacă unii sunt de acord sau nu cu el. Da, asta vorbim mai târziu. Și atunci ne-am gândit să nu stăm, să așteptăm, pentru că acest program va fi doar atât. Pe drumuri, apă și canal și gaz. Atât. Deci nu va mai include nimic grădinițe, școli, sedii de primărie, cămini culturale, ceea ce au inclus. Se vor prelua de aia drumul depus pe cei 3 km depuși de primăria Scânteia pe CNI, probabil stă acolo. El va fi preluat în totalitate tot ce înseamnă drumuri de pe CNI și vor fi duse pe acest program. Și atunci am spus să nu stăm, dacă pe partea de gaz avem SF-ul care îl vom reajusta și toate avizele luate, să fim pregătiți ca în secunda 2 după apariția normelor să putem depune acest proiect, m-am gândit că și pe apă și canalizare este bine să ne apucăm să pregătim ceea ce nu este prins în acest poim. Vedeți harta aici, poimul, suntem prinși cu Boroseștiu, Scânteia, cu Scânteia asta, Stămăcheștii și cu Ciocârlești, da? Aici doar am fost zilele trecute, suntem prinși în culoarul 4, avem tot ce înseamnă avize pozitive, în afară de, uitați-vă, acest punct roșu care este Ron Silva. S-a depus totul, pentru că traversează Bârnova. Asta este. Suntem în grafic, ei spun că până la jumătatea anului următor, spune să fie gata licitația și probabil atribuirea acestui culoar, care înseamnă, dacă vă uitați, Chirița, Mogoșești, vine pe drumul județean și vine la noi. Practic, investiția majoră este la noi. Da, este un program
prins de vreo 6-7 ani, depus prin Consiliul Județean. Da, corect. Ei acum cine cer? Este o, mă rog, din propriu spus, că oricum după această investiție, această investiție trebuie predată serviciul de apă și canal Iași. Este clar că nu-l administrăm și nu-l administrează nimeni, indiferent dacă era făcut și din bani proprii, tot chestia asta. E, fiind pe fonduri europene, au mai cerut o chichiță, să le predăm dinainte terenul pe unde trec aceste conducte cu stații. Noi deja rezervoarele, stațiile de pompare, sunt predate, știți, domnul Vici, domnul primar, domnul fost primar, domnul Sagăleanu, știți. E, acum au mai cerut o hotărâre, să le predăm complet tot ce înseamnă conducte și iertă. Și trebuie să o facem. Nu avem ce face și să așteptăm să vină cât mai repede. Interesul meu este clar și îi pistonăm și să încercăm să mai, pe acest angel salinii, să pregătim străzile de ramificațiile de pe pentru apă și canal. O să vedem. Cam asta. Da, dacă mai are cineva de... Dacă nu era bine să-l votăm, dar o să trecem la celălalt, că îi mai cer acum apa și canal, încă o hotărâre din Consiliu pe desemnarea persoanei. Hai să punem la vot asta, proiectul de asta, cu numărul 7. Așa. Care este pentru? Domnul secretar, unanimitate, da. Și numărul 8, proiect de hotărâre privind consolidarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. Numărul 48 din 2009. Aceeași. Aici știți prea bine, ei cer de fiecare dată, uitați că am aici hotărârea, modelul de hotărâre trimis de cei de la APA Vital, în care scrie clar, la articolul 1, se aprobă consolidarea contractului de legare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, numărul 48, care l-am încheiat noi în 2009 cu ei, și așa includerea tuturor modificărilor și completărilor care le cere. După aia, la capitolul 2, spun clar, se acordă mandat special reprezentantul iară din nou Comunei Scânteia Județul Iași pentru a, ca numele și pe seama Comunei Scânteia Județul Iași, membru asociat în cadrul Asociației Regionale a Serviciului Apă Canal Iași-Asacis, să aprobe în adunarea generală a Asacis consolidarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. Și mă rog să acordă mandat domnului Mihai Darabană, știți prea bine, că în calitate de primar al Comunei Scânteia, pentru ca numele și pe seama Comunei Scânteia Județul Iași să semneze contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în urmă. Punerea în aplicare și altele. Deci eu... Doar consolidarea... Da. Deci este tot timpul, nu? Mai, înainte mai veneau de multe ori, ieșea o comună, intra o comună și altă. Da? Mă rog, m-am mai cerut încă o dată și chestia asta. Da. Care este pentru? Asta e treaba, da. Domnul secretar s-a votat în unanimitate. Asta spuneam, deci dacă mai sunt probleme, nu, vă rog să mi le spuneți acum. Eu, ca și la diverse, da, lăsați, v-am informat și puteți merge și vedea, sau peste o săptămână să veniți, că am deschis acea serviciu de registratură. Alte probleme, da, nu avem, probabil cât de curând voi avea, așa mai avut discuții cu directorul de școli, cu pregătirea spațiilor pentru începerea anului școlar, care acum își bate la ușă, mai sunt 13 zile, cu 13 septembrie va începe anul școlar. O noutate, sau care dumneavoastră știți, unii nu știți, că am eliberat grădinița Scânteia și am mutat-o, s-au făcut două săli de clasă în fosta sală de sport în corpul B și am mutat grădinița acolo, două grupe și o grupă în o altă încăpere, tot în acel corp, pentru că s-a început proiectarea, mai avem puțin în lucru, a grădiniței Scânteia și va intra în lucru, probabil în maxim, eu știu, o lună, o lună și ceva, vom vedea un șantier și acolo. Ca termen de execuție va fi tot un an de zile. La Lunca Rateș, întrucât am avut o discuție cu S.C. Gromoldu, care a câștigat licitația la Scânteia, a depus o contestație și am preluat din nou licitația, dar va fi într-un regim mai rapid, pentru că ei au depus o, nu erau ei câștigători, dar mă rog,
Iar cu școala Scânteia ne luptăm de vreo lună și ceva să salvăm proiectarea, să salvăm proiectarea ca să putem, că ei au spus că renunță la contract, să le luăm licitația. Astea sunt procedurile, nu am ce să spun. Suntem în linie dreaptă cu Pugu, da, suntem în linie dreaptă cu ultimul aviz la apele românii, s-a depus și urmează mediul și apoi avizul general. Deci mai sunt acum doar apele românii cu mediul și o completare la monumente istorice. Și vom finaliza și cu avizul final, care eu sper până la finalul anului să-l obținem. Alte probleme așteptăm și eu cu nerăbdare rectificarea de buget, o să vedem cu ce bani vor veni, dar eu zic că, na, merge, totul merge spre bine. Terenul sintetic de la Scânteia încercăm să-l creionăm, el spune că poate nu cred că-l termină până pe 15 septembrie, no. Dar mă rog, va fi în lucru, s-au adus granulele, covorul, urmează să toarne placa și să facă împrejmuirea. Am achiziționat, cum vă spuneam, cu podețele, pentru că acolo este o problemă, ați solicitat-o și dumneavoastră mulți consilieri. Da, aici s-ar părea că, analizând, n-avem ce face, punem bani, dar trebuiau lucrurile făcute altfel, dar de acum mergem așa, ele trebuiau prevăzute, adică nu trebuiau făcute prigolii pe acele zone unde s-au făcut, unde se fac podețele, dar acum trebuie să le facem. Întâmpinăm probleme cu vegetația, nu trebuie să mi-o spuneți, vă spun eu, domnul vice știe, că facem și noi cât putem, avem mari și las trei oameni, pentru că după ploile astea am cosit cel puțin de trei ori în comuna Scânteia partea asta, ne-am apucat ca acum de drumul județean. Avem problema ambrozii și rog fermierii, i-am informat și îi știu, să încercăm măcar în marginea lanului să tăiam acea buruiană ambrozii care pentru unii este o problemă. Da, am făcut câteva lucruri, nu le mai spun la Ciocârlești, le știți. Urmează să prăștiem acea piatră, pentru că ploile astea nu ne lasă, vedeți, n-am avut un an de ăsta de, cred că de 10-15 ani. Dar mulțumim. Asta e bine, da. Este bine și acum dacă probleme sunt și mi le spuneți, eu mi le asum și mi le notez cu dragă inimă. Cum ce perea în școlar cu mutarea grădiniții la școală, Scânteia ta la școală? Aș propune achiziționarea unei toalete ecologice pentru copiii mici. Nu trebuie să de acord să meargă la aceea toaletă cu cei mari. Am discutat-o cu doamnele educătoare, cu chestia asta, unde o amplasăm. Unde o amplasăm, pentru că nu ne dă voie să o pui prea în margine. Da, eu... Familii educătoare au semnalat-o ce facem cu copiii de aici și trebuie să meargă tocmai la WC. Nu, la grădiniță, nu? Nu, la grădiniță, la Borosești, e ok să duc, au pauzii separate, e ok. Acolo nu spun decembrie, spun ianuarie sau februarie, din trimestrul ăla, nu pot să spun dumnealui, toarnă placa într-o săptămână, pune acoperiș și se apucă la interioare și exterioare. Nu cred, el mi-a spus până în decembrie, o va da... Gata, dar haide să nu exagerăm, că omul ăsta a plecat prin martie, are 12 luni, deci chiar acolo se lucrează. Dacă ai propun iar la cerul copilor, trebuie să fie pe poartă de față. Nu mai aibă tangente la intrare cu aia mari și nu mai departe. Da, că dacă intră în sală de sport, sport mai bine, da. Da, o să analizăm. Pauzele cumva să fie intercalate. Da, sunt automat. Ei au un program mic. Ei au program mic. Program mic. Pauză cu cei mari. O să analizăm. Găsim tot pe lângă toaleta mare. Face un program separat. Pe 3 septembrie s-ar schimbi mult cu un conceptul de pandemie. Eu în caz încep... Analizăm, domnul Pagă. Când de costul de noi, spre gardul în curs acolo, poate fi posibil ecologic. Adică trebuie să poate atrăzi. Miroase, ele se trebuie vidanșate probabil la două zile sau... Da, bun, am înțeles. Trebuie, nu putem noi cu vidanșa noastră. Nu se poate trage de acolo. Dacă vreți să vă spun, cred că va trebui să facem ceva manual. Sunt niște vidanșări speciale. Haideți să analizăm lucrurile foarte bine. Da, o să analizez. V-am spus, nu e nicio problemă. Fac tot efortul, domnul Pancu. V-am spus că avem discuția asta, am avut-o și cu educatoare. Am avut-o și cu doamne. Programul este diferit la credință și vă spuneam din experiența școlilor Brăzești și Borosești. Programul este diferit. În timpul de activitate la școală este diferit de cel al școlii.
Din câte știu, și sunt două, trei de medici serviciu, doi bărbați acolo, pot în fiecare pauză să curăț toaleta și n-ar fi o numărăcere prea mare până când se termină în grădință. Ar fi, adică să faci pot, dar dacă o fac oamenii de medici. Cazul ăsta ar trebui să fac. Nu știu, la școală, când toți copiii sunt corpul sanitarii moderni, adică sau... Salea vei, care le știți. Ai tradițional. Tradițional. Nu-i diferență ce este acum, că e jai ce-a fost la grădinița Scânteia, ce e la școală, deci e tot una. Nu, în sensul de cei mici, să nu se mai cu cei mari la școală, să copiii mai mari, dar nu-i nimic, că mi-a fi 3-4 ani, mai mari, erau peste ei, fac altă poze. Dacă m-ar mai pierd, mai fumează pe spatele liceului, mai fumează. Nu fumează, domnule, cum fumează? La noi nu avem fumători. Consiliul Județean. Vă spun, la insistențele și a noastre și a poliției rutiere. Cu acțiunea. Păi nu, ăla e drum cu prioritate. Ei au pus, am avut discuții, haideți să vă spun, am avut discuții cu acea trecere de pietoni care duce unde duce, da? O știți prea bine. Aia n-a fost pusă efectiv pentru ca și o trecere de pietoni. Ea a fost pusă cocoașă, deși eu le-am spus, dar la anul după ce o demontăm noi în noiembrie, când începe zăpada, Consiliul Județean, domnule, o puteți muta mai în spate, cu vreo 30 de metri. Adică omul să-l bâție, să-și dea seama, cu, să-l trezească, că urmează o intersecție, că urmează o trecere de pietoni, care, știți prea bine, sunteți majoritatea șoferi, trebuie să frânezi, să oprești chiar, să te asiguri că trebuie. Și atunci nu mai ai timp să mai prinzi o viteză atât de mare, că mai ai câțiva metri și 10 metri, până în intersecție, să te asiguri. Deci ei, semnalizare, dacă vreți să o numiți, a făcut-o Consiliul Județean, la insistențele, bun, și a mea, și-a, dar mai ales a poliției rutiere după ce le întâmplat în acea intersecție. Da, pelicula mare a bunii sunt cei care vin spre Vaslui, că ei vin cu viteză. Da, e drum cu prioritate. Asta e. Normal. Codul el spune, când te apropii de o intersecție, trebuie să circuli la limita evitării oricărui pericol. Asta spune regulamentul. Și atunci intersecții mari presemnalizate trebuie să încetinești, pentru că asta spune... Dar și nu știu și ăștia, nu știu de specialiști, că au copașele apus la 10 metri. Exact, am semnalat-o, domnule. Sau chiar, dacă vii de la Iași, pe sensul tău de mers, nu faci stânga, jurare, nu, copașele. Ei, aia e pentru intrare. Da. Ea este pusă, să o mutăm așa, am vorbit cu directorul de la drumul județenii, domnule, lăsați-o până o să trebuiască să o demontați, mă ascultați un pic, chiar așa s-a exprimat, vă rog frumos, în noiembrie, ca să nu o luăm, știți prea bine, el se demontează, în noiembrie când începe zăpada și în momentul, zice, când o să o montați la primăvară, chiar vă rog să o deplasați, eu știu, 20 de metri, cum o să fie, cât o să considerăm, ca ea să te avertizeze mult mai dinainte, că obțin, eu știu, mă apropii de intersecție, mă apropii de trecere. Bun, dar ele pe timp de iarnă se scot, da? Da, păi automat, altfel o ia înainte lama. Cum să o mai pună mai la vale, dacă... O găuri de pâini, cu dible prinsă, e cu niște dible. Da, domnule, știu, dar... Când o montăm noi primăvară, nu acum, la primăvară. Atenție, cred că trebuie un alt aviz al poliției rutiere, pentru că se schimbă amplasamentul. El a spus că nu. 20-30 de metri. Dar pus. Treaba ce asta, de la... discuția care am avut-o cu directorul de la drumul județenii. Care am avut-o, i-am reproșat chestia asta și, mă rog, da, domnule, ai dreptate că o s-o prea aproape. Dar ce a probat pe zona respectivă, nu vreau să care e milimetri. În serie, chiar, eu am discutat cu exact. Nu, cu zilele unei... Da, cu rânditurile. Și ar mai avut problema acolo la intersecție cu indicatoarele despre Vaslui.
pusă foarte jos, de exemplu, sub nuci. Eu cu mașina am cu duba, dar trebuie să ies până în stradă ca să pot să văd după indicator. O să toaletăm acolo, am mai spus, sau mai toaletați, să știți că era mai... Am aruncat cumva mai sus. Da, o să toaletăm toți copacii. Care arată scânteia, trebuie să am nivelul scaunului șoferului. Și cam nu ai vizibilitate perfectă, trebuie cumva o jumătate de metru mai sus. Da, proprietarii de acolo. Da. Dacă nu mai aveți, mai are cineva ceva de... Indicatoare. Indicatoare care era genunchi. Care spus pe jos, pus la urmă. Dacă nu mai este nimic de adăugat... Acum luăm o pauză de o cafea. Vine domnul și stăm un sfert de oră cu domnul cu strategia să ne prezinte, pentru că în acest program de elaborare a acestei strategii trebuie să aibă și o ședință publică, așa se cheamă, o informare publică, în care am chemat toate compartimentele, atât cadastru, socialul, directorul de cămin, poliția locală, mă rog, câțiva fermieri, în mare parte, oameni de afaceri, îi numim noi așa, în mare parte sunteți aici. Va fi o informare scurtă, să-l sun imediat, la ora 11 l-am chemat, eu am crezut, am luat marjă bună, că va dura 20. Ședința, da? Haideți la o cafea și la o, eu știu, ceva... Deci, care a fost. Da, exact. Strategia de dezvoltare a Comunei Scânteia pe 2020-2027. Am observat că au alocat o sumă de bani, nu mai rețin exact cât, dar 27.000 de lei. 33.000. Da. Ce s-a făcut din banii respectivi? Ce... O să vedeți ce se face, o strategie cu adevărat. Nu mică până în prezent. Da. Așa. Nu sugerim din strategii, nu sugerim din proiecte concrete. Păi asta este, domnul Rădeanu. Deci, nu, portofoliile, exact. Deci vom vedea că nu va fi o simplă hârtie, da? O simplă carte cum s-a făcut până acum. Este asta, nu-i ceva ce vrem noi, vai în mod, vrei să faci strategie de dezvoltare. Exact. Vrei să depui un proiect la orice pe fonduri europene, te întreabă, ai făcut strategie de dezvoltare? Corect. Ai prins, ai portofoliu de proiect? Nu s-a plătit nimica până acum. Așa, pentru că, mă rog, din experiență vă spun că absolut niciodată nu m-a întrebat de strategie sau, dacă o întrebat, nu o întrebat. Ies o văd, trebuie să o depui în copii. Nu e adevărat. Poți fi simplu, poți fi mai complex, dar trebuie să o ai. Trecut acel obiectiv în strategie. Da. Nu interesează forma, cartonul sau altă chestie. Sau portofoliu sau asta. Deci, domnilor, lăsați-mă și prin sus. Poți fi simplu, poți fi mai complex. O să vedeți, pentru că prin pe NNR-ul, pe programul ăsta de rezidență și redresare, care vine cu bani mulți la Uniunea Europeană, ăsta este adevărul. Nu o să avem, să nu vă cântiți și eu știu foarte bine, prea mulți bani pe infrastructură. Este clar, Uniunea Europeană nu ne-a dat bani pe infrastructura locală sau rurală, dacă o numim noi, da? Așa, ele au venit deja banii, special pentru autostrăzi o anumită sumă, pentru spitale o anumită sumă, deci vor veni bani pe reconversie, pe spații verzi, pe energie verde și nu știu ce, dar nu putem sta. Dumnealui spune, domnul Săcăleanu, așa este, că nu i-a cerut niciodată. Dar întreb dumnealui câte proiecte europene au obținut în afară de Gal? Nu, am avut strategie. Am avut strategie. Stop. Am avut proiecte europene, cum? Finanțabile. Dar până 2010 am avut. Sunt strategie. Nu, dar de ce ai înțeles greșit totuși? Am înțeles. Ai insistat că trebuie să fie complex, nu este de ba da, dacă nu avem portofoliu, să vă explice. Eu nu pot să accesez pe un program dacă nu este prins în strategie și n-am portofoliu. De ce costă foarte mult? Eu am spus punctul meu de vedere că s-a făcut achiziția, s-au cercetat mai multe firme, cum s-a făcut achiziția în SICAP. Toate firmele, în momentul actual, pentru să-ți facă o strategie de dezvoltare, îți ia bani la numărul raportat la numărul de locuitori. Și cum noi suntem oficiali, cum suntem, da, de asta costă mai mult, să știți. Da, dar nu, 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 d